Bine ați revenit! Se pare că întrebarea de săptămâna trecută a fost cam grea. Să mai auzim o dată. Vă rog să ascultați cu atenție. Încă o dată întrebarea, când consumă aspiratorul de praf mai multă energie electrică într-un anumit interval de timp, când funcționează normal sau când astupăm țeava și nu lăsăm să aspire aer? Există multe tipuri de motoare electrice, dar aproape toate se comportă la fel atunci când crește sarcina, adică atunci când trebuie să efectueze mai mult lucru mecanic. Își micșorează turația. Există, e adevărat, excepții, de pildă există motoare electrice sincrone care nu pot funcționa decât la o anumită turație și în cazul lor, dacă mărim prea mult sarcina, la un moment dat ele se desprind, cum spun inginerii, de câmpul magnetic rotitor. Dar aspiratoarele de praf sunt echipate cu motoare electrice de tip, să-i spunem, clasic, motoare universale cu inducție. Ceea ce am sperat să observați a fost felul în care variază frecvența sunetului. Frecvența sunetului motorului crește atunci când blocăm fluxul de aer. Am găsit un aspirator de praf vechi la care efectul era mai vizibil, dar este vorba despre auz, efectul este mai ușor de auzit. Vă rog să ascultați și să observați cum crește turația motorului când țeava este astupată. Ce ne arată această creștere a turației? Așa cum am spus la început, atunci când sarcina unui astfel de motor crește, turația lui scade. Gândiți-vă, ați văzut, ați observat acest lucru la o mașină de găurit, la o mașină de frământat pâinea. De câte ori trebuie să efectueze un lucru mecanic mai mare, adică cresc forțele pe care trebuie să le învingă, turația scade. Dar asta înseamnă că, invers, dacă sarcina scade, turația crește. Și pentru că turația motorului, aspiratorului, crește când țeava este astupată, înseamnă că sarcina lui a scăzut, se rotește mai ușor acum. Știu că pare ciudat, avem toți impresia că motorul se forțează dacă astupăm țeava, dar în cazul aspiratorului de praf nu e așa. Dimpotrivă, motorul lui se rotește mai ușor în acest caz și încerc să explic de ce. Motorul aspiratorului de praf este conectat la o turbină care poate să arate așa cum vedeți aici sau altfel, dar are același rol, să împingă aerul lateral și spre ieșirea din aspirator, micșorând în așa fel presiunea în centrul ei, încât aerul din exterior, împins de presiunea mai mare, să intre în aspirator, spre centrul turbinei. Puteți vedea acest mod de funcționare în acest desen. Efectul este acela că în fiecare secundă un anumit volum de aer este forțat să circule prin aspirator, să intre prin țeava de aspirație și să iasă prin gaura de evacuare. Dar aerul are masă, ceea ce înseamnă că motorul aspiratorului efectuează lucru mecanic pentru a-l accelera și a-l transporta dintr-un loc într-altul. Dar pentru a efectua lucru mecanic, motorul are nevoie de energie electrică. În paranteză fie spus, nu doar pentru a efectua lucru mecanic, mai există și frecări care trebuie învinse și de asemenea se mai produce și căldură prin efect Joule. Dar cea mai mare parte a energiei electrice consumate, ca să zic așa, este folosită pentru a efectua lucrul mecanic necesar pentru deplasarea masei de aer prin aspirator. Ce se întâmplă dacă astupăm țeava de aspirare? Motorul nu mai transportă aer. N-are cum. Turbina face acum un singur lucru. Rotește aerul din jurul ei, ceea ce este mult mai ușor de făcut decât împingerea aerului care intră spre ieșire.
Deci prin astuparea țevii scade lucrul mecanic efectuat de motor, motorul se rotește mai ușor, nu mai greu și tocmai din această cauză crește turația. Bănuiesc că unii nu mă cred încă, așa că vă propun un experiment mental. De multe ori putem găsi răspunsul corect mai ușor dacă ne gândim la un caz limită. În cazul aspiratorului de praf, limita ar putea fi următoarea. Ce s-ar întâmpla dacă am porni aspiratorul de praf în vid? Atunci n-ar mai intra deloc aer pe țeava de aspirație, nu? Aspiratorul n-are ce să mai transporte prin interiorul lui pentru că nu există aer în jurul lui. Să zicem că l-am dus într-o incintă din care am scos aerul, e vid, îl pornesc cu un întrerupător care se găsește în afara incintei, bineînțeles. Noi oamenii nu ne simțim prea bine, spun așa ca să nu dramatizez, în vid. Credeți că aspiratorul ar merge forțat? Cred că nu credeți acest lucru. Dimpotrivă, deoarece nu mai are ce să transporte, turbina nu mai întâmpină nicio rezistență, n-are nici măcar ce să învârtă și turația va crește foarte mult, deoarece singurele forțe pe care mai trebuie să le învingă motorul sunt forțele de frecare din lagăre. Deci, deoarece motorul nu mai transportă aer, nu mai efectuează aproape deloc lucru mecanic și se rotește foarte ușor, turația crește foarte mult. Sper că am lămurit faptul că sarcina motorului aspiratorului de praf scade când astupăm țeava de aspirație. Acum urmează partea mai grea. Dacă sarcina scade, și consumul de energie electrică scade, iar dacă sarcina crește, și consumul, să zicem în continuare așa, de energie electrică crește. Dar care este mecanismul prin care se întâmplă acest lucru este mai greu de explicat riguros, deoarece e nevoie de noțiuni cum ar fi reactanța, tensiunea electromotoare indusă, factorul de putere și altele, noțiuni care țin de teoria curentului alternativ și deci nu fac obiectul videoclipurilor din această serie. Totuși, pentru cei interesați, voi încerca o explicație scurtă și foarte simplificată. Când un motor cu inducție se rotește, se induce în bobinele statorului o tensiune care se opune tensiunii de la rețea. Este așa numitul fenomen al inducției electromagnetice. Această tensiune micșorează curentul prin aceste bobine, deoarece intensitatea curentului, conform legii lui Ohm, este raportul dintre tensiunea aplicată pe porțiune de circuit și rezistența acelei porțiuni de circuit. În cazul nostru, tensiunea totală este diferența dintre tensiunea de la rețea și tensiunea indusă, să o notăm cu E mare, pentru că așa cum v-am spus, această tensiune electromotoare indusă, E, se opune în fiecare moment tensiunii pe care o aplicăm de la rețea, pe statorul motorului. Și această tensiune electromotoare indusă, E, este cu atât mai mare, cu cât este mai mare durația motorului. Asta ne spune legea lui Faraday. Și acum gândiți-vă, dacă sarcina motorului crește, motorul se mișcă mai greu, durația scade și scade și tensiunea electromotoare indusă E, ceea ce înseamnă că intensitatea curentului crește. Dacă sarcina scade, durația crește, crește și tensiunea electromotoare E și intensitatea curentului scade. În concluzie, când astupăm țeava aspiratorului de praf, micșorăm sarcina, motorul se mișcă mai ușor, durația crește și energia consumată în unitatea de timp scade. Dacă ar funcționa în vid, aspiratorul n-ar mai consuma aproape deloc energie electrică pentru că nu poate efectua lucru mecanic. Pe scurt, când blocăm fluxul de aer, energia electrică folosită scade pentru că aspiratorul muncește mai puțin. Au observat că turația motorului crește datorită reducerii sarcinii Dumitru Antonie, Dana Vișoiu, Daniela Carmen Băluță și Dan Luca Dijmărescu. Să trecem la întrebarea de azi.
Poate că ați observat că încerc să alternez întrebările grele cu cele ușoare. Sau poate că nu, pentru că nu reușesc întotdeauna. Uneori o întrebare care mie mi se pare grea se dovedește ușoară pentru multă lume și invers. Și e inevitabil să se întâmple așa, deoarece dificultatea unei întrebări depinde de multe lucruri, unele obiective, altele subiective. Oricum, deoarece întrebarea 121 a fost destul de grea, vă propun azi o întrebare pe care o consider mult mai ușoară, dar vom vedea. Să spunem că un barman prepară cafele espresso, deci cantități destul de mici, care în consecință se răcesc repede, se răcesc ușor. Un ospătar duce cafelele la mese. Unii clienți cer ca laptele și zahărul să fie puse în cafea la bar și apoi să li se aducă cafeaua. Alții cer să li se aducă laptele și zahărul la masă pentru că vor să dozeze ei aceste ingrediente așa cum doresc. Și întrebarea este următoarea. Când clienții își beau cafeaua, care cafele sunt mai fierbinți? Cele în care ingredientele au fost puse la bar sau cele în care au fost puse la mese? Ca să fie clar ce vreau să întreb de fapt, formulez și altfel întrebarea. Se prepară simultan două cafele espresso. Presupunem că imediat după preparare ele au aceeași temperatură. Într-una din ele se pun imediat laptele și zahărul. În cealaltă se pun aceleași cantități de lapte și zahăr, dar după 2 minute de la preparare. Și întrebarea este, după ce s-au pus laptele și zahărul în a doua cafea, care din cele două are temperatură mai mare? Vă urez ca de obicei succes pe săptămâna viitoare și credeți-mă, cafelele scurte sunt mai sănătoase decât cele lungi. Mulțumesc pentru atenție! La revedere!